Traian Băsescu, de Voer despre judectorul care l-a achitat pe Dan Voiculescu, am râs de m-am perepedit. Fostul presubliniere dinte, Traian Băsescu, nu ratează niciun moment să le atace pe unul dintre marii săi du subliniere mani, Dan Voiculescu. Actualul senator a făcut o nouă serie de dezvăluiri despre Stan Mustac, judectorul care l-a chitase în prim instant pe mogulul care a fondat trustul intact. Am râs de m-am perepedit înainte de condamnarea lui Voiculescu atunci când am văzut înregistrările cu Stan Mustac. Orice subliniere F de stat ar întreba despre ce e vorba. Am primit răspunsuri, dar nu țin să le fac publice. Era un act de corupție produs de Stan Mustac într-o garsonier, a dezvăluit Băsescu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Băsescu l-a contrazis pe Sebastian Ghic, care a spus într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu ce dacă Elena Udrea ar fi subliniere IT pe locul 3 în primul tur al alegerilor din 2014, Klaus Iohannis ar fi fost anihilat pentru a nu mai participa la turul 2. Este posibil ca în această România pe repedit să elimini un candidat între turul 1 subliniere și turul 2. Eu nu pot să cred a sublinierea ceva. Eu am avut discuții cu Ghic mult după ce mi-am terminat mandatul. În mandatul meu eu nu am vorbit cu el, a spus Băsescu. Acesta a mai amenincat cu o nouă serie de dezvăluiri, dar l-a ironizat sublinierei pe moderatorul Realitatea TV, Rare subliniere Bogdan. O să am foarte multe de spus despre cine a făcut sistemul. Îi a subliniere tept pe băieci să se mai dezulmfle. Am avut o emisiune la Rare subliniere Bogdan, din păcate acolo m-a văzut doar socia mea subliniere și socia lui ce nu se uita altcineva atunci la el, a mai spus Băsescu.